Mă numesc Dan, cred că tradingul este ceva destul de contemporan și o șansă de a te dezvolta în lumea noastră. De mult mă interesează acest domeniu și adică acum am ajuns să mă informez mai detaliat în el. Partea practic destul de interesantă, chiar dacă la moment activăm pe conturi demo, când plec acasă, fac o tranzacție, iau și un minus, dar când iau plusuri, adică chiar dacă nu sunt bani reali, mă bucur în suflet. Adică, după părerea mea, cum ne spune și profesorul, adică sunt minusurile. Adică când ești începător și intri cu bani reali, te duci puțin în minus, începi să ai emoții, să te temi, să te panichezi, să te gândești că n-o să reușească și tot așa. Dar dacă treci cumva de ele, cred că succesul e garantat. Da, cred că este destul de important pentru că orice acțiune este o experiență, adică la un masterclass sau la lecții sau la orice primești o experiență care pe viitor undeva îți va permite. Profesia de trader cred că se potrivește oricărui om, adică chiar și domnul profesor ne-a povestit de oameni și mai mari, și doamne, și domnișoare, și băieți, și luptători de toți, adică important dorință și străduință. Cred că l-aș recomanda, cel mai probabil l-aș recomanda, din punct de vedere că este interesant, au ocazia să frecventeze lecții teorice gratis și dacă după asta ceva nu le place, nu este obligatoriu să vii la practică, dar, per general, este super fain, interesant.